Într-un interviu acordat postului nostru de televiziune, Dan Nistor, jucătorul formației Pandurii Târgu Jiu, a declarat că își dorește să rămână în prima divizie cu formația gorjeană. Erai la Internațional atunci când ați primit vestea că Internațional Curtea de Argeș a cedat locul în prima ligă lui la Pandurii Târgu Jiu. Da, toată lumea era supărată, nu știam ce să facem, ne așteptam la această veste. Am crezut că s-a terminat totul acolo. Din fericire, am mers, cum să zice, la mai bine. Fostul fotbalist al formației Internațional Curtea de Argeș a mai declarat că antrenorul care i-a dat cea mai mare încredere a fost Iordan Eftimie. Antrenorul care mi-a acordat cea mai mare încredere au fost mai mulți. Din punct de vedere, a fost Iordan Eftimie. Dan Nistor a fost transferat în această vară de la Internațional Curtea de Argeș la Pandurii Târgu Jiu, echipă cu care a debutat în prima ligă.